Bine am găsit, prieteni! În acest script vreau să răspund multelor întrebări care mi s-au adresat în legătură cu problemele de somn, cu tulburările de somn. Mulți dintre voi mi-ați pus întrebări să vă spun ceva pentru dormit. Am făcut clipuri pe acest subiect, dar repet acum pentru că am o informație foarte, foarte interesantă. Cu siguranță fiecare dintre noi s-a confruntat la un moment dat cu un somn mai neodihnitor într-o noapte. Pentru că, sigur, dacă da, cu toții avem stresuri, avem probleme zilnice, asta nu reprezintă o problemă. Însă devine o problemă în momentul în care aceste nopți nedormite ajung să fie un obicei. Deci e clar că a apărut o tulburare de somn. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sunt mai multe tulburări de somn. Unii adorm bine, dar se trezesc în jur de ora 2-3 noaptea și nu mai pot adormi. Alții se trezesc dimineața mai obosiți decât erau atunci când s-au culcat. Iar alții adorm foarte greu. A doua zi se simt obosiți, fără energie, sunt nervoși, sunt iritați, nu se pot concentra. Am însă, cum ți-am spus, o soluție pentru tine în cazul în care te confrunți cu această problemă. Știți că de-a lungul timpului v-am prezentat mai multe remedii, inclusiv extracte de plante. Ei bine, astăzi vă prezint un produs premium care conține 7 astfel de extracte. Este vorba de Dorm Bine de la Herbagetica. Știți că eu v-am spus în mai multe clipuri, am o relație veche cu Herbagetica, relație în sensul că de ani și ani de zile cumpăr produse de la această firmă, sunt foarte mulțumit de toate produsele. Dorm Bine este un produs care te ajută să te odihnești profund, un produs conceput pentru a combate insomnia, pentru a înlătura stresul cumulat pe parcursul zilei și pentru a induce un somn profund și odihnitor. Dorm Bine conține 7 extracte premium din plante cum ar fi floarea pasiunii, valeriană, roiniță, 5-HTP și hamei, care toate cresc secreția de melatonină și serotonină. Acestea au efecte calmante, sedative, analgezice, care ajută la echilibrarea psihoemoțională și induc o stare de relaxare. Știi ce impact poate avea o oră de somn în plus asupra sănătății tale? Surprinzător, impactul este chiar foarte mare. Multiple studii au scos în evidență faptul că există un prag foarte mic între a avea un somn odihnitor și a nu dormi suficient. Dacă ești o persoană care în mod regulat nu poți dormi sau nu te simți odihnit a doua zi, atunci riști să ai mari probleme de sănătate pe diverse planuri. De exemplu, te pot afecta pe plan mental, te pot afecta pe plan fizic. Vorbim aici de oboseală, de deficit de atenție, de pierderea productivității la locul de muncă și sigur cu consecințele care pot să decurgă de aici, apare iritabilitate, pot să apară probleme în relația de cuplu sau, în ultimul rând, un risc mai mare de deces din cauza bolilor de inimă sau bolilor imunitare care pot să se declanșeze pe fondul lipsei de somn. Deficiența de somn poate să influențeze negativ inclusiv starea ta de spirit, relațiile cu ceilalți din jur, pentru că devii iritabil, devii irascibil, devii nervos. De asemenea, după cum am spus, îți poate afecta eficiența la locul de muncă, ceea ce poate să ducă la tot felul de probleme, mergând până la pierderea locului de muncă. Cele mai frecvente efecte negative ale problemelor determinate de lipsa de somn, de tulburări de somn, includ, și nu le pun într-o ordine aleatorie, nu neapărat în ordinea importanței, poate să fie un risc ridicat de boli cronice. Poate să apară hipertensiune, poate să apară diabet, poate să apară depresie, poate să apară boli cardiovasculare, poate să apară inclusiv cancerul. De asemenea, pot să apară dificultăți de concentrare și memorare, apar deficite de memorie. Lipsa de motivație care se poate transforma în depresie, în anxietate, în tendința de izolare față de cei din jur. De asemenea, poate să apară sedentarismul, care duce și el la o serie întreagă de complicații, pentru că determină creșterea în greutate, iar creșterea în greutate duce și ea la o serie de probleme, de asemenea, cardiovasculare, probleme respiratorii, probleme articulare, tot felul de probleme complicate. Creșterea poftei de mâncare poate să apară prin lipsa de somn, pentru că este generată de nevoia corpului de a avea un plus de energie, să suplinească lipsa de energie datorită sau din cauza deficitului de somn, atunci persoana respectivă mănâncă mai mult. Poate să aibă o stare generală tristă, negativă, cum am spus, de depresie, de iritabilitate, de nervozitate. Persoanele care nu dorm, de asemenea, se simt mai bătrâne, au
Asta este sentimentul, că sunt mai în vârstă decât vârsta lor cronologică. Sunt copleșiți, sunt supărați, sunt frustrați și de asemenea au tot felul de griji, mai mult sau mai puțin imaginare. Acum aș vrea să-ți explic motivul pentru care acest produs, Dorm Bine, are efectele benefice pe care le are. Ce fac, de fapt, extractele naturale pe care Dorm Bine le cuprinde? Extracte premium, atenție! Pentru ce fac deci aceste extracte? Pentru a-ți induce un somn profund și odihnitor. Extractul de floarea pasiunii este bogat în compuși bioactivi care reduc anxietatea prin interacțiunea cu anumiți receptori din creier și produc astfel relaxare. Extractul de valeriană este recomandat pentru nevroze, pentru palpitații, pentru atacuri de panică, pentru insomnii sau alte afecțiuni care apar pe fond nervos. Valeriana are efect sedativ și astfel facilitează un somn profund și de durată. Extractul de hamei este o soluție care este foarte cunoscută, pot să spun că este chiar faimoasă pentru tulburările de somn. Are efecte sedative și calmante și astfel ajută la inducerea unui somn liniștit, unui somn odihnitor. Iar extractul de roiniță reglează stările psihoemoționale și stimulează memoria. Roinița induce somnul și crește durata acestuia, astfel încât asigură odihna completă, odihna optimă a organismului. Ce mai conține Dorm Bine? Mai are acel 5-HTP despre care v-am spus. Este un extract din planta Griffonia simplicifolia, un nume mai complicat așa, n-are importanță, nu trebuie să-i ții minte numele, iar acest extract crește producția de serotonină, hormonul care relaxează sistemul nervos, care asigură o stare de bine interioară. Ulterior, organismul transformă serotonina în melatonină, care este hormonul somnului și astfel induce un somn profund și odihnitor. Și în ultimul rând, Dorm Bine conține magneziu marin, numit și mineralul bunei dispoziții, și vitamina B6. Ambele au capacitatea de a relaxa sistemul nervos și de a controla starea generală de bine. În egală măsură, de asemenea, magneziul este responsabil și pentru secreția de melatonină, fapt care asigură un somn de calitate. Așa că o concluzie, ce face de fapt acest produs Dorm Bine pentru a-ți asigura o odihnă optimă? El reduce stările de oboseală și de extenuare, relaxează sistemul nervos, crește rezistența organismului la somn, induce un somn liniștitor și odihnitor și susține funcțiile cognitive și crește performanța mentală. El se poate deci folosi, produsul Dorm Bine de la Herbagetica, în tulburări de somn, insomnii, pavor nocturn, anxietate sau oboseală cronică. Dorm Bine trebuie să îl iei seara la culcare pentru a-ți ajuta sistemul nervos să se relaxeze și în felul acesta să-ți inducă un somn relaxant, un somn odihnitor și un somn pe tot parcursul nopții, să nu te trezești noaptea. Un somn bun, nu uita că un somn bun înseamnă o viață sănătoasă, este esențial somnul. Poate că mulți dintre noi nu ne dăm seama cât de important este somnul, poate mulți la tinerețe avem impresia că suntem puternici, avem energie și că nu este nevoie de un somn de foarte de durată normală, dar atenție, toate acestea se vor spune cuvântul la început. Somnul înseamnă viață sănătoasă. Iar dacă ai tulburări de somn, ia Dorm Bine și corpul tău îți va mulțumi pentru asta. Produsul Dorm Bine de la Herbagetica, să nu uit chestia asta, e foarte important pentru că primesc după aceea întrebări în comentarii, îl poți cumpăra online și las linkul în primul comentariu. Dacă mă urmărești pe Facebook sau pe YouTube, pe Instagram și pe TikTok va fi la linkul din profil și de asemenea se poate găsi și în farmacii și în magazine naturiste. Închei aici spunându-ți încă o dată, atenție la somn, ia Dorm Bine dacă ai tulburări de somn și corpul tău îți va mulțumi pentru asta. Numai bine, sănătate, la revedere!